păsările, culorile naturii cu Silvia Ursul. Cine merge primăvara și vara prin preajma lacurilor din întreaga țară are șanse mari să asurzească dacă se apropie prea mult de stuf. Și asta nu din cauza broaștelor care țin concerte pe iazuri, ci datorită unor păsări atât de gălăgioase care nu suportă nicio concurență și din cauza asta cârie cât e ziua de lungă. E vorba de lăcari, un grup de păsări care preferă regiunile mlăștinoase, cu lacuri și bălți cu apă mică, bogate în vegetație acvatică, adică stuf, tufișuri sau ierburi înalte. Masculii de lăcari sunt teribil de gălăgioși, în special în luna mai. Nouă ne-au împuiat urechile cât am făcut teren pe la orheiul vechi, căci niciun petic de stuf de pe malul răutului nu se oprea din crâit. În latină, numele de gen al lăcarilor se numește acrocefalus, care din greaca veche înseamnă vârf și cap. Probabil oamenii de știință s-au referit la capul un pic ascuțit al acestor păsări. Eu însă cred că mai mult se referă la comportamentul masculilor de a se cățăra până în vârful cel mai înaltui fir de stuf și de a-și lansa cântecul de acolo ca să fie auzit de toate vietățile din jur. De fapt, masculul, cântând cât poate de tare, își atrage femela pentru a forma o pereche. Iar odată ce și-a găsit-o, cântă ca să-și protejeze teritoriul de alți masculi la fel de cântăreți. Având în vedere că masculii controlează un teritoriu relativ mic, vom da peste fiecare 10 metri de câte unul care cântă de mama focului cocoțat în bătaia vântului. În țara noastră avem exact 7 specii de lăcari. Lăcarul mare, lăcarul mic, lăcarul de stuf, lăcarul de pipirig, lăcarul de mlaștină, lăcarul cafeniu și privighetoarea de baltă. Precum vă dați seama după nume, aceste specii preferă fiecare habitate diferite. Cel mai des întâlnit e lăcarul mare și cel de stuf. Și deseori sărmanii pescari care stau cu minte în așteptarea peștelui suportă cârâitul acestor specii. Lăcarii n-au nimic special legat de penaj și colorit. Sunt ceva mai mari decât o vrabie și au penajul maroniu deschis cu unele variații cromatice de la specie la specie. Masculul nu se deosebește de femeie la înfățișare, prin urmare nu avem la îndemână altă metodă de a-i diferenția, în afară de a asculta cântecul masculului. Aceste păsări vin doar pe timpul primăverii și verii la noi, căci iarna o petrec în Africa subsahariană. Primăvara când vin, masculii își caută pereche și, deși de obicei sunt monogami, se întâmplă ca unii să aibă două și chiar trei partenere. Aceste păsări sunt foarte legate de habitatul acvatic. Prin urmare, degradarea sau pierderea habitatului, descreșterea arilor acoperite de stuf, poate duce la declinul speciei, chiar dacă deocamdată statutul acestor specii nu este îngrijorător. Întrucât toate speciile de lăcari cuibăresc în stufăriș, este important ca astfel de arii să fie păstrate și îngrijite. Însă mai există o problemă care le amenință perpetuarea speciei. Faptul că de obicei lăcarii reprezintă victimele perfecte ale cucului. Cucul, precum probabil știți deja, este un parazit de cuib și prin urmare caută gazde care să aibă grijă de urmașii lui. După ce și-a găsit perechea, identifică împreună cu partenera un cuib al altei specii, ușor de prostit, iar femeia timp de câteva minute îndepărtează ouăle gazdei din cuib și înlocuiește cu unul propriu, care este aproape identic. Având în vedere că cucii sunt experți în aceste trucuri, ouăle lor imită foarte bine pe cele ale gazdelor. Se pare că lăcarii sunt victime perfecte în acest sens, numai că mulți lăcari s-au învățat deja și stau de veghe prin stuf pentru a alunga orice cuc a bătut prin zonă și pentru a alerta păsările din vecinătate. Dacă se întâmplă să nu fie vigilenți și să se lase păcăliți de cuc, lăcarii riscă să intre în probleme mari. Oul depus de cuc va ecloza mai repede decât ale lor, iar asta înseamnă că puiul de cuc, odată ieșit, va arunca celelalte ouă din cuib ca să fie singurul urmaș. Părinții adoptivi vor hrăni acești pui, care nu este al lor și care consumă cât o familie întreagă la un loc, iar când se va face mare, va continua același comportament ca și părinții lui naturali. Pe de altă parte, dacă nu sunt atenți la ouăle depuse și au suspiciunea că unul din ouă aparține cucilor, dar nu este, și îl aruncă din cuib, ei riscă să-și piardă propriul material genetic. Cu alte cuvinte, să-și pună singuri bețe în roate și să-și piardă urmașii. Prin urmare, lăcarii au adoptat un comportament ingenios. Fac pe rând ture de pază prin cartier, adică prin stuf, și atenționează pe ceilalți atunci când se apropie vreun cuc. Sunetele de alarmă sunt atât de puternice încât se pot auzi până la 40 de metri.
Dacă intrusul nu se dă dus, riscă să fie atacat și hărțuit de victimele pe care a încercat să le fraierească. Aceste concluzii au fost făcute în urma unui studiu efectuat de ornitologii din Marea Britanie, într-o zonă în care sute de lăcari se reproduc în fiecare sezon. Cu 30 de ani în urmă, aproximativ 10-20% din cuiburile lor erau folosite de cuci. Astăzi, doar 2% din cuiburi găzduiesc acești paraziți. Această scădere rapidă a fost pusă pe baza comportamentului de apărare al lăcarilor, care au învățat să răspundă la amenințarea reprezentată de cuci cu tupeu. Din păcate, la noi încă nu se întrezărește oportunitatea acestui gen de studiu. Poate că în viitor, când vom avea mai mulți ornitologi dispuși să studieze aceste aspecte, vom putea anunța dinamica acestor relații între victimă și parazit. Până atunci, vă invit să observați aceste păsări în habitatul lor natural și să aflați mai multe lucruri interesante despre lăcarii din țara noastră. Păsările, culorile naturii, cu Silvia Ursul.